mă îndepărtez de amăgire și în visare nu mai cazi. Mai bună-i vrabia din mână decât păul de pe geam. Nu mai compar viața cu visul, pentru că am observat capcana. Întind și eu spre viață mâna, iar după aceea închid palma. Spun mulțumesc la ce-am primit, nu mă mai uit în jurul meu, mă las și de psihanaliză, prefer ce spune Dumnezeu. Dacă nu-i rău, atunci e bine. Nu-mi complic mintea prea tare. Și așa cum am mai spus înainte, lăsați-o încolo de visare. Despre visare, de mine ai aici. Pentru că voi aveți un obicei ciudat să ațipiți și să moțăiți. Atunci eu vreau să fiu aproape de voi, să vă scutur. Vă văd și pe voi de pe ultimul rând. Vreau în seara asta să facem o rugăciune. Dacă n-ați să credeți că eu mai predic acum o predică, vă înșelați. Eu nu mai predic o predică. Pentru că, în primul rând, eu nu mai pot suporta ideea de a predica o predică. Și aș vrea să vă spun un singur lucru, iubiții Domnului, și Dumnezeu să ne ajute în încheierea acestei seri să înțelegem un lucru. Nu știu dacă dumneavoastră ați remarcat în această seară care a fost ideea pe care Dumnezeu vrea să ne transmită. Ideea pe care Dumnezeu vrea să ne transmită este aceea că, în fel ciudat, Dumnezeu ne vrea cu picioarele pe pământ și, în același fel ciudat, Dumnezeu ne vrea cu inima la cer. Pentru că, la sfârșit de viață, când o să numeri, îți dai seama ce proastă matematică ai învățat pe pământul ăsta. Spunea Nicolae Ior, dacă în viață risipim ani și la moarte cerșim clip. O ciudată matematică avem în viața noastră pentru că întotdeauna învățăm să prețuim lucrurile că nu le mai avem. Și de multe ori în viață ne dăm seama că ar trebui să procedăm diferit de ceea ce noi am ales, însă din nefericire nu mai avem cu ce să facem. La 75 de ani degeaba îți vei fi dorit tu să te duci să evanghelizezi sate din România pentru că nu o să te mai țină picioare. Dacă la 20 de ani stai cu calculatorul în brațe și crezi că asta e viață, nu poți să spun decât un singur lucru. Tu ai o matematică ciudată. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dragii mei, și Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Vreau să vă vorbesc cinstit pentru că nu știu altfel. Ați venit aici în Italia pentru ca să faceți bani. Să nu spuneți că pe voi v-a trimis Dumnezeu. Prea puțini de voi ați fost trimiși de Dumnezeu. Au fugărit necazurile de acasă și greutățile și v-a fugărit lipsa de speranță. Ați venit în Italia pentru că ați dorit să aveți o viață mai bună și nu e greșit în faptul de a avea o viață mai bună. Dar pe pământul acesta, cu vârsta, ar trebui să înțelegem că rostul pentru care noi trăim nu e doar să mâncăm, să dormim și să ne trezim a doua dimineață cu alte frici și îngrijorări în suflet. Va trebui să slujim pe acest pământ unui scop mai nobil și unui scop mai înalt. Și în această seară, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru important pe care îl țin în inima mea de multă vreme. Am avut o perioadă în viața mea, cam la vreo 2 ani de zile, când mi-a părut rău că m-am făcut păstor. Am vrut să plec din biserică și am vrut să nu mai rămân păstor. Pentru că mi s-a părut foarte greu și mi s-a părut că este dificil să faci față multor lucruri la care nu m-am așteptat. O să aveți poate impresia că Dumnezeu mi-a vorbit într-un vis sau că mi-a trimis un înger din cer sau că am avut o revelație teribilă de a rămas în continuare păstor. Vreau să vă spun că niciuna dintre nu s-a întâmplat. Rare ori mă vizitează pe mine Dumnezeu și rare ori am de la Dumnezeu un vis. Rare ori am văzut îngerii lui Dumnezeu în jurul meu și de cele mai multe ori ceea ce văd nu-mi place. Dar în biserica în care sunt păstor, am aflat despre un lucru. Am aflat că o familie foarte supărată pe mine din altă biserică m-a vorbit de rău în chip și în fel. Ba încă am aflat exact ce spuseseră despre mine, lucruri care, în parte, cele mai multe zic eu, așa gândesc eu, nu erau drepte. Dacă aș fi aflat mai povestea aceasta la amărăciunea pe care am avut-o, deja poate s-ar fi adăugat alta și aș fi spus, nu merită să slujești oamenilor, chiar nu merită și este inutil. Omul nu se poate schimba, numai Dumnezeu din cer poate să facă. Numai că la un moment dat, dragii mei, am aflat un lucru și anume că o soră de la noi din biserică, o tânără, s-a ridicat și i-a înfruntat pe cei doi și a spus, eu nu vă dau voie să vorbiți așa despre omul acesta pe care eu îl iubesc, pentru că este un om al lui Dumnezeu. A zis, voi nu-l cunoașteți și ceea ce vorbiți voi, vorbiți aflând de la alții,
Dar eu vreau să vă spun, Inge, că îl cunosc de aproape. Am fost cu el în nenumărate locuri și asta a fost ce a spus ea. E un om al lui Dumnezeu. Femeia aceasta, tânăra aceasta, a riscat să-și piardă locul de muncă pentru că cei doi erau șefii ei. I-a înfruntat și a zis, nu-mi pasă dacă astăzi voi lua ultimul salariu, dar eu vreau să vă spun adevărul și vreau să mă ridic să vă spun că eu îl prețuiesc pe omul acesta și este pastorul bisericii noastre. Când am auzit lucrul acesta, parcă m-am scuturat de toată oboseala și de toată desnădejdea care a pus stăpânire pe mine și am zis, merită să merg înainte. Matematica lui Dumnezeu, dragii mei, ne va arăta și lucrurile pe care vreau să vi le spun în această seară este că dacă 2000 de kilometri ai tot mers în viață și n-ai găsit ce te-ai așteptat, dacă o mare revărsare a Duhului Sfânt te-a dus să vorbești unei mulțimi alcătuite dintr-un om și nu unei mulțimi nenumărate, să nu fii dezamăgit niciodată. Când mă duc la mine în biserică, am spus lucrul acesta și până mor o să-l spun. În toate biletele pe care le am, totdeauna știu un bilet care există acolo și n-a lipsit de vreo aproape 7 ani de zile încoace. De fiecare dată am un bilet semnat Alexandru. Și pe biletul acela spune așa, mulțumesc lui Dumnezeu că a rămas pocăit. Și vă rog să vă rugați în continuare pentru mine să rămân pocăit. Este un băiat care este redus mental, l-am cules de pe stradă, l-a părăsit și l-a aruncat mama lui. A ajuns undeva pe la 18 ani, acum este într-un cămin și trăiește, are deja acum 26 de ani. Când a venit la noi în biserică și a zis că el vrea să-și pădea viața lui Dumnezeu, mi-am pus biserica în cap și comitul mi-a zis, frate, să nu faci așa ceva, să nu cumva să-l botezi pe ăsta, că ne face de rușine. Am uitat la el și am zis, Alexandru, tu chiar vrei să fii botezat? Și a zis, din toată inima îmi doresc să fiu botezat. Și am zis, ce înțeles tu? Am înțeles că Iisus mă iubește. Am zis, suficient, te botez. Și l-am botezat. De câte ori într-un biserică îl veți găsi lângă stâlpul din dreapta unde e corul. Pe el îl găsiți acolo de fiecare dată. El își cere bilet de voie să plece din căminul în care este, el nu poate judeca. Este un om oligofren, asta este diagnosticul. El niciodată nu va putea să-și poarte de grijă. Dar de fiecare dată la biserică el trimite un bilet și spune, mulțumesc lui Dumnezeu că a rămas pocăit. Ori de câte ori într-un biserică și îl văd pe Alexandru, îmi dau seama că matematica lui Dumnezeu e diferită de matematica noastră. Deștept, frumos, un om realizat pe pământul acesta și gol și nepregătit pentru împărăție și n-ai adunat nimic pentru sufletul tău. Ți-a dat Dumnezeu ochi albaștri și păr blond, ți-a dat Dumnezeu 1,85 m, ți-a dat Dumnezeu bani și resurse, te-ai născut într-o familie bună, ce-ai făcut cu viața ta? Până la urmă, care este rostul pentru care nu trăiești? Înalt, frumos, deștept și neam. E ca și băiatul acela care a dat un anunț la mica publicitate. Nu știu dacă ați auzit de anunțul acela de la mica publicitate. Mi-a dat cineva telefon și a zis, frate, uite în revistă, zice, în ziarul Libertatea, este un anunț. Și zic, unde este anunțul? Ce, la rubrica matrimonială. Fugi de aici, zic că ești neserios. Cum poți să-mi spui mie să mă uit la rubrica matrimonială? Și zice, uite-te, frate, că e un anunț interesant. Și eu am zis, nu mă uit, dar biruind de curiozare m-am uitat. Dumnezeu să mă ierte. Și scrie acolo ce sunt un tânăr de 1,85 m cu ochi albaștri, atletic, zice. Sunt manager, am mașină, sport, zice. Sunt un om realizat și nu doresc nimic, zice. Vreau doar să mă laud. Asta scria inițial. Nu vi se pare într-un fel ciudat că râdem de noi? Adică până la urmă, atâtea lucruri mărturisiți voi. Când ați venit aici, ce prepoziție erați și ce frică vă era, așa? În afară de grație și nu mai știu, n-aș să spuneți nimic, da? Nimic n-aș știu, nici buongiorno, nici nimic. Salut, pizza, să ăștia bine, pizza. Pizza știa să spuneți. Cu frică în suflet, cu gândul că poate nu o să reușiți pe pământul ăsta străin. Și uitați-vă la voi acum. Frumos și călcați, apretați, cu mașini în parcare. Cu o casă, cât de cât trăiți bine. Nu puteți spune că trăiți rău. Dar vreau să vă spun în seara aceasta pentru cer v-ați îmbogățit. Dacă noi nu ne-am îmbogățit pentru cer, dragii mei, toate lucrurile acestea sunt o mare pierdere. Pentru că nu socot că este nimic mai trist pe pământul acesta decât să fie bătaia de joc a satanei. Și satana vrea să fie înmormântat în costum Armani. Pantof de lac și vată în nas. Am văzut sicrie care cu valoarea celor sicrie puteai să hrănești orfelinatul meu o lună. Până la urmă, dacă stai și te gândești, dragii mei, toate lucrurile pe care noi le adunăm nu ne arată decât un singur lucru. Avem o matematică ciudată, greșită, socotim prost și nu o să ne iasă socoteala la sfârșit de cală. Biblia spune, dragii mei, că noi trebuie să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Și vreau în seara aceasta să vă spun un singur lucru și apoi aș vrea din toată inima să ne rugăm. Ascultați-mă! Biblia spune în Evanghelia după Matei că Domnul Iisus Hristos a primit o veste.
Și spune că vestea pe care a primit-o a fost teribilă. Vă rog frumos să fiți atenți la ce vă spun eu acum. Nu vă cer mai mult de atât decât să ascultați ce vă spun, că oricum și eu sunt atât de obosit. Surorile astăzi la conferință au avut un efect teribil asupra mea, m-am înduiat cu tot. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că Domnul Iisus Hristos a primit o veste, spune cuvântul lui Dumnezeu, cum că prietenul lui și omul despre care el a afirmat că din femeie n-a fost născut un om mai mare și al cărui nume a fost Ioan Botezătorul, a fost ucis. Dacă Ioan Botezătorul ar fi murit într-un mod oarecare, poate că n-aș fi fost mirat, dar Ioan Botezătorul a murit în cel mai ciudat mod cu putință. Pentru că o fată, Salome, a dansat și niște oameni pe jumătate beți s-au uitat la dansul acesta a acestei fete, au fost incitați de acest dans și apoi acest irod, la un moment dat, a zis, plin de băutură și cumva înmuiat în inima lui, datorită dansului Salomei, a zis: cerem ce vrei și îți dau. Și mama ei, care avea o pică pe Ioan, a zis: adu-i, vreau să fie adus capul pe tavă. O moarte a unui sfânt. Și Biblia spune că nimeni nu s-a născut din femeie mai presus de Ioan Botezătorul. Și o moarte atât de ciudată, capul lui să fie adus pe o tipsie și să fie prezentat ca trofeu a unui dans făcut de o fată. Vestea aceasta este suficient de cutremurătoare ca să dea peste cap toate socotelele pe care noi le facem pe pământul acesta. Și știți care a fost reacția Domnului Iisus Hristos? Reacția Domnului Iisus Hristos a fost următoarea. A zis că a dorit să treacă de partea cealaltă cu corabia, să se ducă într-un loc pustiu. Pentru că întotdeauna în viață, când vin asemenea vești, tendința naturală pe care o ai este să te izolezi. Este să spui: nu mai vreau să știu de nimeni. M-a părăsit prietenul, nu mai iubește soțul, nu mai ies în viața aceasta socotelele, mă simt atât de desnădăjduit. Și știți care este de cele mai multe ori tendința naturală? Te izolezi, te izolezi din ce în ce mai mult. Nu mai zâmbești, te retragi într-un colț, îți plângi de milă, stai acolo și nu te mai ridici. Și începe cu încetul Satana începe să creioneze în jurul tău un gard de beton. Atâți oameni desnădăjduiți și amărâți am văzut pe pământul acesta pentru că le-a fost refuzat un vis pământesc. Și știți ce au făcut? Și-au pierdut mulți dintre noi busola. Și-au pierdut mulți dintre noi busola și-au ajuns să fie atât de slabi în sufletul lor că nici nu-și mai dau seama dacă e luni sau marți. Nu are importanță dacă este miercuri sau joi, toate zilele seamănă între ele. Da, viața ne refuză o mulțime de lucruri și spun că din ceea ce visezi, prea puțin o să-ți iasă. Și este posibil ca în seara aceasta, când stau de vorbă cu voi, să vă spun că desnădejdea și dezamăgirea vor fi poate prietenele noastre toată viața. Multe dintre visele pe care le ai nu se vor realiza. Dar vreau să spun un singur lucru. Visele care nu se vor realiza, nu se vor realiza pentru că sunt prea legate de pământ. Visăm numai cu privirea în jos. Noi nu visăm niciodată cu privirea în sus. Totdeauna visăm să avem din punct de vedere cantitativ și prea puțin ne interesează dacă noi am strâns lucruri de calitate în jurul nostru. Și spune cuvântul Dumnezeu că Iisus Hristos s-a dus la o parte și a dorit probabil să stea și să stea în singurătatea aceea și să plângă pentru verișorul lui, omului Dumnezeu, cel ce avea să fie glasul celui ce strigă în pustie și care a netezit cărările Domnului. Ai pierdut și eu am pierdut. O mulțime de lucruri pe pământul acesta nu mi-au ieșit. Cine vreau să-mi iasă? Sunt conștient de lucrul acesta. Dar asta nu e un motiv în această seară să vă spun ce s-a întâmplat. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a vrut să meargă singur la o parte, o mulțime mare de oameni l-au înconjurat și au zis: avem nevoie de tine, Hristos. Avem nevoie de cuvintele tale pentru că nu mai știm încotro să plecăm. Avem nevoie de mâna ta care să ne mângâie. Avem nevoie de tine, tu care ești lumina care ai răsărit. Tu te poți ascunde și nu poți să stai într-un colț. N-ai dreptul tu în care Iisus Hristos a pus lumină să te ascunzi în întuneric și să stai deoparte și să-ți plângi pentru că visul tău n-a fost realizat în viață. Domnul Iisus Hristos a fost aproape luat pe sus. Și spune Biblia că s-a dus și nu numai că Domnul Iisus Hristos le-a spus cuvinte dincolo de care inima lor a fost ridicată. Spune că Domnul Iisus Hristos a luat 5 pâini și 2 pești, i-a mulțit și a hrănit pe toți. În această seară, iubiții Domnului, am să vă spun un singur lucru și Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze. Va trebui în viața aceasta să te întrebi câți oameni ai adunat. Pe 31 decembrie eu nu număr contul din bancă, nici n-am prea mult ce să fac aici. Pe 31 decembrie nu stau să număr, să văd exact, eventual, câte rochi am în plus față de anul trecut.
Să nu stai pe 31 decembrie să numeri câte camere în plus ai zilit. Pe 31 decembrie a trebuit să stai înaintea lui Dumnezeu și să răspunzi la o singură întrebare. Cu câți oameni m-am îmbogățit eu anul ăsta? Câți oameni sunt mai aproape de Dumnezeu pentru că m-am rugat? Câți oameni sunt mai aproape de Dumnezeu pentru că am postit? Câți oameni au venit la Iisus Hristos datorită kilometrilor pe care eu am făcut? Și aceasta este singura numărătoare corectă și singura matematică care are valoare. M-au zis ce vă spun, iubiții Domnului. În momentul și în ceasul în care am crezut că voi trece la Dumnezeu, în momentul în care avionul era în flăcări, cel puțin motorul luase foc și am crezut că mor, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu mi-am numărat păcatele, nu mi-am numărat trecut, nu mi-am numărat în trecut lucrurile rele. Știți care a fost singurul lucru care m-a durut enorm? Pierderile pe care le-am avut din ce aș putut să fac. Îmi pare rău că m-am pocăit târziu. M-am pocăit la 20 ceva de ani, îmi pare rău. Acum am 40 de ani, aș fi putut să câștig mai mult pentru Iisus Hristos. Îmi pare rău pentru timpul pe care îl pierd în fiecare zi și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, rugați-vă pentru noi în țară. Dumneavoastră știți că nu există nicio misiune românească care să meargă din oraș în oraș. Dumneavoastră știți că nimeni nu se ridică la noi în țară să facă o evanghelizare la căminul cultural sau în săli polivalente. Dumneavoastră știți că numai așa cum suntem noi, doi oameni colindăm, 10 și 10 de orașe în fiecare an. Dumneavoastră știți că de multe ori, când ajung acasă, mă prăbușesc. N-ar trebui să o facă doar doi pastori. Ar trebui să o facă toți. Amin. Și fiecare oraș ar trebui să fie plin de asemenea proiecte. Ar trebui peste tot să fie oameni care să se ridice și să mărturisească. Și dacă asta ar fi totul, dar uneori suntem priviți într-un mod ciudat, când ajungem și chemăm oameni la casa de cultură, mi se spune de foarte multe ori, auzim urechilor noastre lucruri care ne, pur și simplu, nu avem reacție, ne lasă fără reacție. Am fost într-o localitate și la sfârșit a venit la mine un domn, plângea și domnul respectiv a zis, de 20 de ani se roagă nevastă mea pentru mine. Zice, eu am bătut-o aproape de fiecare dată când venea de la biserică. Zice, eu am fost unul dintre cei mai răi oameni, zice el, și în seara asta Dumnezeu mi-a străpuns inima. Eu în seara asta mă duc acasă și cer iertare nevestii mele. Eu în seara asta ce mă întorc la Dumnezeu. M-am întâlnit după vreo două săptămâni cu păstorul la care era sora aceasta. Și l-am întrebat, pastore, de câte ori te-ai rugat în biserică și v-ați rugat pentru sora să se întoarcă soțul la Dumnezeu? Ce, dar nu mai știu, nu mai țin minte. Și atunci, pentru ce în numele Domnului n-ai fost prezent la acea evanghelizare? Să-l iei pe soțul acesta să-l duci în biserică. Vă spun de ce. Pentru că ne face niște socoteli strânge. Că pe noi nu ne interesează decât numele nostru. Pe noi ne interesează biserica noastră. Pe noi ne interesează firma noastră. Dar pe Dumnezeu ne interesează sufletele care se pierd. Nu putem sta să ne jelim insuccesele. Nu putem sta să ne jelim lucrurile refuzate. Va trebui să te ridici în numele lui Iisus cu lacrima pe obraz și să spui pot totul în Hristos care mă întărește. Că nu mai aparțin mie să fac ce voiesc eu. Îi aparțin acestui Dumnezeu care m-a învățat să iubesc până mă uit pe mine însumi. Sunt multe situații, se întreba de multe ori, ești fericit? A spus, nu știu să dau răspund la această întrebare, habar n-am ce să răspund la lucrul acesta. Nu știu dacă sunt fericit, pentru că nu mă întreb dacă sunt fericit. Îmi pun alte întrebări și întrebările mele sunt acestea. Oare sunt eu în voia lui Dumnezeu? Oare am făcut tot ce îmi stă în putință? Că Iisus Hristos să fie bucuros cu mine. Oare mi-am făcut o datorie în casa mea să mă fi rugat mai mult? Oare mi-am făcut datoria în biserica mea? Nu mă interesează pe pământul acesta că sunt sau nu fericit. Sunt întrebări filozofice la care nu știu să răspund. Un singur lucru am în inima mea și vă spun în această seară. Hristos, Dumnezeul nostru, să vă atingă. Amin. Și aici, în locul acesta, dragii mei, voi să vă răspândiți ca o mireasmă a lui Iisus Hristos. Lumina care este în voi să poată să pătrundă în întunericul lumii acesteia. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, aveți o matematică simplă. Tot ce va rămâne la sfârșit de viață sunt oamenii cu care ați fost prieteni. Sunt oamenii cărora le-ați făcut bine. Lucrurile acestea, mai devreme sau mai târziu, vor trece. Mașina pentru care luptăm ca niște năuci de multe ori, poate se va opri într-o zi într-un pom și nu se va alege nimic de ea. Dar sufletul care l-ai câștigat pentru Hristos, îl vei întâlni în cer. Știți ce fac când nu mai pot pe pământul acesta, când mi-este greu și când mi se închid ușile? Închid ochii și încep să-mi imaginez. Dacă greșesc, Dumnezeu să mă ierte, dar acesta este locul care mă remontează. Mă visez în cerul lui Dumnezeu. Și acolo în cerul lui Dumnezeu îmi închipui că o să mă întâlnesc cu oameni pe care nu-i știu. Oameni care poate au ascultat un mesaj, oameni pentru care m-am rugat și care îmi vor spune o părticică mică. Se datorează și ție că sunt în cer. Și acolo să stăm să povestim
despre biruința în Iisus Hristos. N-aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, iubiții Domnului, să avem o matematică pământească, ci vă chem în seara aceasta la o matematică cerească. Suntem la o întâlnire în care eu mizez foarte mult pe tine să se ridice, să fie plin de putere și să fie vocea lui Iisus. Putem să ne permitem să stăm. Nu mai este timp. Mi se spunea în seara aceasta că e o poveste a urgenței. S-a uitat etiopianul și a zis, uite apa, ce mă împiedică să mă botez? Uite de la anii tăi, ce te împiedică să lucrezi pentru Iisus? Ce-ți lipsește? Ai tot ce ai nevoie. Ne pierdem anii și de multe ori ne uscăm. Ne-ați băgat de seamă că suntem un sac fără fund. Pe măsură ce te concentrezi pe tine, niciodată nu o să fii mulțumit. Mereu îți lipsește una sau alta și ce ai primit nu-i cum ți-ai dorit. Când te concentrezi pe nevoia altuia, atunci ajungi să ai împlinire. Atunci îți dai seama că pâinea ta e bună. Atunci îți dai seama că salteaua ta e moale. Atunci îți dai seama că casa ta e frumoasă. Că copiii tăi sunt binecuvântați. Dacă nu știți, dragii mei, ce se întâmplă cu lumea aceasta, veniți într-o seară la spitalul de urgență să vedeți cum sunt culeși oamenii de pe stradă. Din accidente de mașini, unii fără picioare, alții fără mâini. Veniți să vedeți ce înseamnă să mor bătrân și nebăgat în seamă de nimeni. Mergeți la un azil de bătrân. Nu doresc decât un singur lucru, să stai jumătate de ceas să-ți povestească ceva din viața lor. Veniți la un orfelinat să vedeți ce înseamnă viața și în această seară scuturați-vă de orice confort, scuturați-vă de orice indiferență și de orice nepăsare și în această seară să spunem, Doamne, povestea aceasta a famului etiopian vrem să o închidem într-un mod frumos. Noi să fim fii, următorul fii. Vreți Duhul Sfânt? Duhul Sfânt își pune întrebarea, pentru ce să te răpesc? Unde să te trimit? Tu nu poți să traversezi strada. O, Doamne, Dumnezeul nostru, noi ne iubim, ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini, dar tu nu poți să depășești marginea scaunului. Ți-e greu să privești la cel de lângă tine. Și tu ești pregătit pentru China. Stai cu mine. Ești pregătit pentru China și tu ești pregătit pentru India. Mai întâi de toate va trebui să învățăm această matematică simplă. Vreau în această seară să ne rugăm cu tot focul inimii noastre. Mântuiește, Doamne, pe nemântuiți din familia noastră. Mântuiește-o pe mama dacă este nemântuită, mântuiește-o pe tata. Mântuiește-o în copii, mântuiește-o în soții, soțul, mântuiește-o în vecinii, mântuiește șeful meu, Doamne. Și orașul acesta. Amin. Și orașul acesta. Aveți curaj. Domnul Iisus Hristos a zis, nu pot să rămân să stau acolo într-un colț să-mi plâng de mine. Și s-a ridicat și a zis, trebuie să fac totul. Cât este încălzit, trebuie să lucrez. Haideți să ne ridicăm.